Un cuvânt din partea Domnului îi spune așa: un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului. Uitați-vă bine la frumusețea Domnului. Așa-i că sunt frumoși. Așa-i că e frumos în casa lui Dumnezeu. Poți să te uiți la cel de lângă tine și să spui: frumos este Domnul și frumos este templul lui. Dacă o să mergeți pe stradă, prin metrou sau stațiile de tramvai, o să vedeți oamenii că sunt așa de încruntați, așa de preocupați, așa de frământați, așa cu figuri triste și parcă tot timpul se uită pe lângă tine. Dar aici, în casa lui Dumnezeu, ori de câte ori intrăm, putem să ne minunăm de frumusețea Domnului, căci noi suntem lucrarea mâinilor sale. Și în tine, dragul meu, este chipul lui Hristos. De aceea putem să spunem: Doamne, mă minunez de frumusețea Ta. Când spun frumusețea Domnului, nu mă gândesc numai la chipurile pe care le vedem în biserică. Mă refer și la faptul că, dacă vreți, putem să spunem fără teamă de a greși, cele mai frumoase cuvinte de pe pământ Dumnezeu le-a lăsat. Puteți să citiți literatură și puteți să mergeți la mari autori, oameni care sunt foarte apreciați. Personal îmi place foarte mult poemele lui Shakespeare, îmi plac poemele lui Shakespeare, dar să știți că niciodată, nicăieri și nimeni nu scrie atât de frumos cum scrie Domnul. Și să știți că și Dumnezeu are astăzi o felicitare, căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul torturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Asta o spune Dumnezeu. Spuneți-mi mie, veți găsi ceva mai frumos sub soare? Ceva mai frumos decât ceea ce spune Domnul: a sosit vremea cântării? Uitați-vă pe toate fericitările care le puteți găsi cu ocazii speciale, pentru nunți sau pentru alte lucruri. O să găsiți ceva mai frumos decât atât? A sosit vremea cântării. A trecut iarna. A încetat ploaia. Se arată florile pe câmp. Aș vrea să ne gândim la un lucru deosebit. E bine să știi ce-ți spune mama. E frumos să știi ce-ți spune tata. E bine să știi ce-ți spun prietenii. Dar să știi ce-ți spune Domnul e mai presus de toate lucrurile. Știți de ce? Pentru că este scris. Pot fi momente în viață când mama și tata să te părăsească. Poți fi momente când prietenii să-ți întoarcă spatele, dar Dumnezeu din cer niciodată nu și-a cuvântul înapoi. Slăvit să fie numele Său. Eu un singur verset aș vrea să îl împărtășesc cu dumneavoastră astăzi și cu inima mea. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu i-a spus lui Adam să meargă și să pună nume viețuitoarelor. Asta a fost însărcinarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam la timpul când Biblia relatează despre cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit. Era în Eden. Era în Eden. Acolo în Eden, vreau să vă spun că dimineața nu suna autobuzul cu claxonul să te trezească. Acolo în Eden nici ceasul deșteptător nu suna și nu trebuia să alergi repede să semnezi condita la serviciu. Nu, nu. Astea sunt invențiile noastre și plata deșteptăciunii noastre. Dar Dumnezeu de la început n-a lăsat așa. Când se trezea Adam dimineața, probabil cu o privighetoare care avea așa mai mult drag de el, venea și îi spunea așa un tril, două. Și când se trezea dimineața, nu se ducea repede să-și facă o cafea, că al minte nu nimerește ușa.
Ne-a luat acolo un pom din pom, un fruct plin de energie, îl mânca cu bucurie și îl lăuda pe Dumnezeu. Spunea, ce bine este aici. Așa-i? Astea, lucrurile care le trăim astăzi, nu e altceva decât alegerea noastră, așa-i? Ne plângem că trăim într-un oraș supraaglomerat. Și vreau să vă spun că mă gândesc la Adam. Nu tu probleme cu repartiția la primărie, nu tu probleme cu casa. Se uita și spunea, astăzi vreau să locuiesc acolo. Și își alegea o poieniță. Mâine mă duc lângă un izvor și stătea acolo. Și Dumnezeu îi purta de grijă. Ce spuneți despre un asemenea plan pe care Dumnezeu l-a avut? Minunat, așa-i? Fără trudă prea multă, fără lucruri deosebite. Așa de frumos să trăiești în liniște, în pace, în seninătate și în credere, având binecuvântarea Domnului nu 20%, nu 50%, ci 100%. Aleluia! Nu numai că Dumnezeu a creat lucrurile acestea, dar și găsea plăcerea să vină să vorbească cu Adam. Și sunt absolut convins că se uita așa Domnul Dumnezeu la Adam și spunea, ce-i mai descoperit astăzi? Astăzi ce-i mai văzut, minunat în creația mea? Și Adam îi spunea plin de încântare, astăzi am descoperit lucrul acesta. Iubiții Domnului, Adam n-a stat mult pe gânduri să-i zică lui Dumnezeu, Doamne, știu eu, astăzi aș vrea puțin să stau deoparte. I-a zis, Domnul, du-te și pune nume viețuitoarelor. Și s-a dus. Și interesant este că Dumnezeu din cer își găsea plăcere, se uita la Adam să spune cuvântul Dumnezeu, să vadă ce nume are să dea viețuitoarelor. Și numele pe care îl dădea, acela rămânea. Dumnezeu se uita și se bucura de modul cum lucrează Adam. Și aș vrea să vă spun următorul lucru, dragii mei. Dacă vreți ca Dumnezeu să se implice în viețile dumneavoastră, dacă vreți ca Dumnezeu într-o zi să zică, nu-i bine că este singur sau singură, am să-i fac un ajutor potrivit, am să-i trimit un ajutor potrivit, mai întâi gândește-te bine dacă Dumnezeu te găsește la datorie. Dumnezeu s-a uitat la Adam și a văzut cu câtă credincioșie împlinea lucrarea lui Dumnezeu. Interesant este faptul că Dumnezeu l-a pus pe Adam să dea nume animalelor și nu l-a trimis în altă parte. Pentru că în momentul când au venit viețuitoarele în fața lui și a văzut că fiecare are o pereche, Adam a realizat că de fapt el nu are pereche. În lucrarea lui Dumnezeu nu sărăcești sufletește. În lucrarea lui Dumnezeu te îmbogățești sufletește. Lucrând cu credincioșie în ogorul lui Dumnezeu, descoperi în lăuntru tău lucruri care poate alminte nu le descoperi. Ascultați-mă, unul dintre lucrurile care se întâmplă astăzi este că robotim de dimineață până seara. Am intrat în niște automatisme, dincolo de care nici nu mai avem timp de multe ori să întrebăm cine suntem noi cu adevărat. Dacă ar fi să stăm din când în când și măcar m-am gândit sâmbătă, măcar sâmbătă, dacă ar sta familiile și dacă ar sta oamenii să se oprească din iureșul alergării și să spună, vreau să vorbesc cu sufletul meu. Așa cum spunea salmistul, inima îmi spune din partea Domnului, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. În altă parte spune că sufletul îmi geme lăuntrul meu. Stătea de vorbă cu sufletul lui. Dacă am stat de vorbă măcar o zi pe săptămână cu sufletul nostru să ne oprim din acest iureș, din aceste lucrări pe care le luăm, poate că am aflat niște lucruri foarte importante. Am aflat cu adevărat ce simțim. Am aflat cu adevărat ce ne dorim. Am aflat cu adevărat unde suntem, unde am ajuns. Când Adam a ales să împlinească lucrarea lui Dumnezeu, a realizat pentru prima dată că ceva lipsea vieții lui. Și acel ceva era că pentru el nu s-a găsit un ajutor potrivit. Se uita probabil cum vine girafa și pleca împreună cu partenerul, cum vine leul și pleca împreună cu leoaica și el rămânea singur. Și și-a descoperit în lăuntrul lui o dorință de care nu fusese conștient până atunci. În lucrarea lui Dumnezeu realizezi că ai nevoie de dragoste și de unitate. Ai nevoie de părtășie. Când lucrezi împreună cu Dumnezeu, tu nu te izolezi de oameni. Când lucrezi împreună cu Dumnezeu și cu adevărat lucrezi cu Dumnezeu, îți dai seama cât de frumoasă este părtășia unii cu alții. Așa este. Când lucrezi cu adevărat cu Dumnezeu, îți dai seama cât de importantă este soția ta. Când lucrezi cu Dumnezeu, îți dai seama cât de importantă este familia ta.
cât de importantă este biserica ta, cât de important este să ai prieteni în Domnul. Omul care începe să se preocupe mai mult de el însuși, să se preocupe mai mult de lucrurile acestui pământ, știi ce se întâmplă? Se răcește. Se răcește de tot ce reprezintă părtășie, prietenie, relație în familie și rămâne așa, ca un cuc care își cântă aria lui de unul singur. Primul gând pe care aș vrea să vi-l transmit este acesta. Dragii mei, rămâneți toată viața voastră în lucrarea lui Dumnezeu. Și niciodată Dumnezeu în dreptul vostru nu o să spună decât următorul lucru. Știu de ce au nevoie. Și este scris, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Și toate celelalte lucruri pe care le știe Dumnezeu, îi se vor da pe deasupra. Așa să vă ajute Dumnezeu și așa să ne ajute Dumnezeu. Acum, vedeți dumneavoastră cum e cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie să te uiți bine, să te uiți atent la el ca să-l înțelegi. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Și aș vrea să ne gândim la un lucru. Domnul Dumnezeu a spus că nu este bine să fie singur omul. Dar cine este omul? Ce este omul? Spunea omul lui Dumnezeu, ce este omul ca să te gândești în fiecare dimineață la el? Ce este omul? Omul este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul este creația lui Dumnezeu și este făptura mâinilor sale. Uitați-vă astăzi că trăim într-un timp în care umanitatea, umanismul sunt așezate pe soclu. Așa de mult se vorbește astăzi despre, și știți dumneavoastră, vine câte un vecin supărat la tine și spune, auzi mai fii om, mai fii tu, fii puțin om, dă dovadă de puție omenie, chiar nu ești om? Vorbim așa unii cu alții câteodată. Și prin aceasta înțelegem de fapt să se întâmple ceva care să fie un beneficiu pentru noi. Nu-i zicem vecinului să fie om gândindu-ne la ceea ce a făcut Dumnezeu odinioară, ci la un avantaj oarecare care ar trebui să-l dobândim noi. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Și am stat și m-am gândit, Doamne, cine e cu adevărat omul? La ce te referi tu? Vă aduceți aminte că la un moment dat Pilat are o zicere în dreptul Domnului Iisus Hristos, care este celebră și în latină, Ece homo, zicea el, adică, iată omul. Deci, dacă vreți cu adevărat ca Dumnezeu să se preocupe de soarta noastră, dacă vreți cu adevărat ca Dumnezeu să se preocupe de căsătoria noastră, dacă vrei ca Dumnezeu să se preocupe de partenerul tău de viață, atunci înțelege că Dumnezeu zice că omul niciodată nu va fi singur. Dar omul însemnează acela care alege să trăiască pe acest pământ după modelul după care a trăit acela care a primit titlul de iată omul. Iisus Hristos a venit și în tot locul făcea bine. În tot locul răspândea mireasma cunoștinței lui Dumnezeu. Și ceea ce a făcut a fost să se lepede de sine și să trăiască o viață în dăruire față de cel de lângă el. Stau de vorbă cu tinerii la consiliere. Noi avem o regulă, nici un tânăr, nici o tânără nu se căsătorește în casa Domnului până nu vine de 5 ori la preconsiliere. Ca să putem vedea exact cum stau lucrurile. Și prima întrebare pe care eu o pun este aceasta. De ce te căsătorești? Întrebe el. Și apoi o întrebe ea, de ce te căsătorești? Și el spune așa, păi, frate păstor, am fost destul singur. Vreau să-mi iau și o soție, să mă așez la casa mea. Un răspuns bun, frumos. Păi, să am și eu casa mea, și eu copiii mei, am și o mâncare caldă. Să am și eu cine să-mi poarte de grijă, să am și un rost pe pământul ăsta. Și apoi întrebi, auzi, de ce te căsătorești? Și am spune, păi, mă căsătoresc să iau și eu pe cineva să-mi poarte de grijă, să port și eu numele cuiva, să am și eu lângă mine pe cineva care să mă ocrotească și să mă apere. Și zic, bun răspuns. Dar pe de altă parte, răspunsul acesta de fiecare dată are aceeași nuanță. Vreau ca el să, vreau ca ea să. Eu doresc ca ea să facă, eu doresc ca ea să fie și eu doresc ca el să facă și eu doresc ca
El să fie. Dragii mei, pentru mine, și o spun înaintea dumneavoastră, când un tânăr vine și spune vreau să mă căsătoresc, și o tânără vine și spune vreau să mă căsătoresc, eu înțeleg că ei fac următoarea declarație. Sunt așa de plin de dragostea lui Dumnezeu. Sunt așa de încărcat de prezența lui Dumnezeu, încât vreau să fac fericit pe cineva. În mine există așa de multă putere de a dărui, încât vreau să o dăruiesc cuiva. Din prea plinul și belșugul inimii mele, vreau să împărtășesc cu cineva. Doamne, ai în vedere pe cineva? Să pot să dau din prea plinul inimii mele? Vine un tânăr la mine care are o problemă. Nu se poate stăpâni. Una, două se mânie. Și vine și spune, frate păstor, mie de ce nu-mi dă Domnul o soție? Și am zis, dragule, vrei cu adevărat un răspuns? Și a zis, da, vreau cu adevărat un răspuns. Măi, sigur vrei cu adevărat un răspuns? Da, zice el, vreau un răspuns. Zic, pentru că Dumnezeu întârzie să-ți ia o soție, pentru că vrea ca și ea să fie fericită. Dumnezeu are în vedere și pe aceea care stă lângă tine. Dacă tu nu te vei lupta să te controlezi și în inima ta să fie pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, Dumnezeu și El va întârzia în privința planului Lui. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Fiți omul despre care vorbește Biblia. Spune asta tuturor ca să o știe. Dacă omul acesta, așa cum este scris aici, tu nu ești, să știi că Dumnezeu nu se implică în viața ta. Sunt astăzi așa de mulți oameni care doresc să fie într-un fel, doresc să devină cumva. Își aleg un model în viață și îi spun, știi că cine vreau să fiu eu? Uite, eu lucrez la un cămin, la mai multe cămine și am adolescenți și adolescente, 16, 17, 18 ani. Și eu întreb pe băieți, mă, cum vreți să fiți voi? Și ei zic, ca Mutu, să fiu fotbalist și să câștig bani mulți. Și când le întreb pe tinere, mă, voi cum vreți să fiți? Zic ele, vrem să fim ca, nu, că îmi scapă numele. Îi tânăr aceea care s-a căsătorit cu cineva mai bogat și mai în vârstă. Nu știu cum o cheamă, am uitat. Foarte bine că am uitat. Dar ea e o tânără mai săracă, mai frumușică și s-a căsătorit cu cineva care e mai în vârstă, dar foarte bogat. Și eu așa aș vrea să găsesc pe cineva ca ăsta, bogat și să-mi asigur viitorul. Te nu ești omul despre care vorbește Biblia, care să ai inima lui Hristos și să fii îmbrăcat cu Dumnezeu, să știi că oricine se poate implica în viața ta, dar nu Dumnezeu. Ea stă deoparte. Și acum te întreb astăzi, e alegerea ta. Nu că nu poți să-ți faci o casă, dragul meu. Uitați-vă în lume că și credincioșii și necredincioșii au o casă. Numai că Domnul rostește în dreptul celor necredincioși, ai o casă, dar este degeaba. 127 psalmul. Degeaba ți dește omul o casă. Nu că n-ai putea să-ți faci și tu să ai o slujbă. Ba da, dar e degeaba. Și tot ce faci e degeaba. Pentru că va veni ceasul final când vei vedea că tot ce-ai strâns este absolut degeaba. Mă vreau să te întreb. Să muncești o viață întreagă. Să te trudești o viață întreagă. Și la final de viață să primești această sentință. Degeaba. Doamne, spune o cântare, ajută-ne să trăim cu folos, ajută-ne să trăim cu folos. Și am vrea să fim omul despre care vorbește Biblia și pe care niciodată Dumnezeu nu-l va lăsa. Iubiții Domnului, nu este bine ca omul să fie singur. Am stat și m-am gândit la acest cuvânt și să știți că eu nu-l văd așa de rău. Spre exemplu, Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul Domnului, se ducea singur la o parte și se ruga. De multe ori Domnul Iisus căuta singurătatea și se ruga. Eu vă spun că chiar și în familie nu se poate ca soțul și soția să n-aibă un spațiu unde să se retragă, să mediteze, să se roage, să citească cuvântul lui Dumnezeu. Eu am o odăiță, soția are o odăiță și chiar dacă avem o rugăciune împreună, totuși odăița ei, colțul ei este colțul ei, colțul meu este colțul meu, cele mai mari și mai importante adevăruri despre mine le-am aflat rugându-mă singur. De câte ori mă rog singur, eu nu primesc o felicitare de la Duhul Sfânt.
Vine Duhul să-mi spună, vai, dar ce bine ai predicat, ce om credincioș ești tu. De câte ori stau de vorbă cu Duhul Sfânt în rugăciune, mie îmi spune câte mai de îndreptat. De atâtea ori, de atâtea ori te-am atenționat, te-am avertizat. Vin încă la tine și spun, luptă, că n-ai ajuns încă în poziția și la ținuta care trebuie să fii. Dar, deci, nu e rău așa să fii singur așa în felul ăsta. Dar vedeți dumneavoastră, singur în felul acesta nu se referă la faptul că din când în când trebuie să căutăm intimitatea cu Dumnezeu și să căutăm, să stăm, să ne verificăm, să ne cântărim, să vedem cât suntem și cum suntem, unde am ajuns, ce am visat, cât am realizat, cât din cuvântul Domnului am împlinit, care sunt prioritățile. Nu la asta se referă Dumnezeu. Se referă la faptul că de cele mai multe ori se simte o însingurare. Singurătatea ca însingurare. Cum că nimeni de lângă tine nu te înțelege. Cum că nimeni de lângă tine nu te sprijină. Cum că nimeni de lângă tine nu are timp pentru tine. Nu știu dacă dumneavoastră vi se întâmplă, dar mie mi se întâmplă că atunci când mă întâlnesc cu cineva sau merg într-o călătorie, am obiceiul să provoc pe cel de lângă mine să vorbească. Atât de important să lași pe cel de lângă tine să vorbească. Pe măsură ce vorbește și povestește despre el și despre ceea ce a făcut și despre ceea ce a visat și despre ceea ce a realizat, simți cum se leagă relația mai bine. Mie îmi place mult să ascult. Îmi place foarte mult să ascult. Și mă rog Dumnezeu mereu, Doamne, dă-mi puterea să-mi placă mai mult să ascult decât să vorbesc. Și am să vă spun acum, dragii mei, despre un lucru. Nu-i totul că te-ai căsătorit. O să spui, gata, nu mai sunt singur că m-am căsătorit. Nu mai sunt singură că m-am măritat. Nu mai sunt singur că m-am însurat. Dragul meu, însingurarea e o boală care o dă păcatul. Păcatul te izolează. Păcatul îți ascunde fața lui Dumnezeu. Păcatul îți apasă conștiința. Păcatul devine povară. Nu te mai poți uita în ochii Lidiei, nu te mai poți uita în ochii lui Sandu, nu te mai poți uita în ochii prietenilor tăi, dacă în viața ta știi că există lucruri care te fac să te rușinezi. În singurarea o realizează păcatul. Păzește toate familiile, Doamne, să nu cadă în păcat, pentru că dacă ești o familie cinstită și neprihănită, cu frică de Domnul, și trăiești înaintea lui Dumnezeu plăcut, n-ai teamă de nimic. La orice zi și la orice oră poate să vină cine vrea în casa ta. Să se uite în frigider, să se uite sub pat, să se uite în dulap și să stai și să spui, aleluia, nu mi-e teamă de nimic. N-am ce ascunde. Totul este gol și descoperit. Uită-te, Doamne, Tu, că mai întâi de toate Tu, Doamne, ești acela care te uiți și apoi omul. Am să vă spun un lucru. O ilustrație biblică, după care cu un ultim gând mă voi apropia de final. Nu știu dacă dumneavoastră, cei care cunoașteți Biblia, vă amintiți de istoria lui Acan. Acan a fost acel ostaș din armata lui Iosua, care a luat din ceea ce nu era îngăduit de Domnul, pradă de la dușmani. Și pentru că a luat această pradă de la dușmani, Dumnezeu a oprit biruința poporului și a trebuit să existe în privința aceasta un sorț care a fost dat din aproape în aproape, din seminție în seminție, până a căzut pe casa lui Acan ca să se vadă cine a păcătuit. Vreau să vă spun că am văzut că sentința Domnului a fost aceasta. Acan a fost condamnat la moarte, dar împreună cu Acan au fost condamnați la moarte și cei din casa lui. Eu sunt foarte direct cu Dumnezeu și sincer și am spus, Doamne, îți spun cu tot dragul, mi se pare foarte aspră sentința pe care ai dat-o casei lui Acan. Și nu înțeleg de ce o soție sau copiii lui Acan au trebuit să plătească pentru un păcat făcut de el. Și pentru că Dumnezeu totdeauna ne dă răspunsuri dacă căutăm cu sinceritate, Domnul m-a ajutat să înțeleg și să citesc mai bine. Știți unde era ascunsă prada? În mijlocul corpului.
Adică a luat, a săpat în mijlocul cortului, a bătătorit bine și toată casa lui știa ce este în mijlocul cortului. Și n-a venit soția să-i spună, dragul meu, ne nenorocești, trezește-te și du-n înapoi ce-ai furat. Nu s-au ridicat copiii să ducă la Iosua să spună, părinte, uite ce a făcut tata. Lucrul ăsta nu e bun. Au tăcut. Complicitatea păcatului ne mănâncă viețile. Complicitatea păcatului în căsnicie mănâncă viețile. Soția acoperă păcatul, soțul acoperă păcatul și niciodată nu mai vin vremurile de înviorare. De aceea spun, dragii mei, niciodată nu veți fi singuri. De partea voastră va fi Dumnezeu acela care pleacă cu voi astăzi la drum. Dar vă rog în numele lui Iisus să nu vă singurați prin păcat. Că numai păcatul te zvârle afară de pe drumul Hristos. Dar dacă rămâneți curați unul față de ceilalți, față de celălalt, și împreună față de Dumnezeu, totdeauna Dumnezeu va spune, pășesc cu voi cu drag și nu vă las niciodată. Aș vrea să o spun tuturor, luați aminte, frați și surori, Dumnezeu nu ne lasă singuri și Dumnezeu își găsește plăcerea să umble cu noi, dar Dumnezeu vrea case curate, vrea suflete curate, vrea altare pe care să fie un foc care să nu se stingă, așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, ci am să-i fac un ajutor potrivit. Frumos cuvânt din partea lui Dumnezeu, adică e un cuvânt așa deosebit. Dumnezeu a pus în noi această posibilitate de a discerne. Dacă întreb pe orice soț care cu adevărat este un soț, dacă întreb care e cea mai frumoasă femeie, o să spună soția mea și are dreptate. Fiecare soț înțelept și cu adevărat iubitor va spune soția mea e cea mai frumoasă și nimeni n-are dreptul să-l contrazică. Pentru că el vede ceea ce este potrivit pentru el. Însă ideea este, frate Sandu și sora Lidia, că Domnul Dumnezeu, în privința aceasta, ne-a dat un ajutor. Știți, dumneavoastră, stau de vorbă cu câte unii dintre tineri și chiar dintre cei din biserică și cu tinerile din biserică și când le întreb, cam cum ai vrea să fie soțul tău? Păi, să fie înalt, subțirel, frumușel, păstor dacă se poate. Zâmbiți. Asta înseamnă că și dumneavoastră v-a trecut prin minte. Zâmbiți pentru că știți că este aproape de gândirea comună a fiecăruia dintre noi. Model. Avem în mintea noastră un model. Și dumneavoastră știți că există o boală, nu știu dacă ați descoperit-o, se numește scenarită. Adică Naaman a făcut un scenariu și mai se plece fără vindecare pentru că nu s-a respectat scenariul. Eu credeam că va ieși, că va întinde mâna, că va rosti. Și uite așa, bolnav de scenarită, rămânem necăsătoriți. Facem așa de multe scenarii. Și ne gândim cum să fie, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. Și acum vreau să vă spun cuvântul Domnului că ați zâmbit destul. Ajutor potrivit, dragul meu, nu înseamnă potrivit cu iluziile tale. Nu înseamnă potrivit cu visele tale care n-au nicio legătură cu realitatea, ci înseamnă potrivit cu ceea ce tu ești, potrivit cu ceea ce tu ai adunat și potrivit cu ceea ce tu ești în Domnul cântărit fiind de El. Niciodată Dumnezeu nu o să dea unui om păcătos o fată sfântă. Știți de ce? Că Dumnezeu o apără. Dragul meu, vrei să ai pe cineva care să fie bun, plăcut, atunci însemnează că trebuie să muncești cu sufletul tău. Niciodată Dumnezeu nu va da peste măsura acestui cuvânt potrivit. Dumnezeu nu va crea, știți, așa, eu sunt un om care mă duc la rugăciune o dată pe lună, dar mie îmi dă Dumnezeu o fată care se roagă pentru mine 24 de ore din 24. Și am să vă spun un exemplu. Eu, în privința aceasta, n-am treabă cu postul. Dar Dumnezeu îmi dă mie o soție care să postească pentru mine non-stop. Eu sunt puturos. Mă duc la piață când e Paștele. Dar vreau să am o soție care în fiecare zi să facă piața. Să-ți pui pofta în cui. Dumnezeu dă potrivit cu ceea ce ești. Să nu existe în privința aceasta vreun alt gând. Un tânăr, prieten, țin foarte mult la acest tânăr.
un tânăr credincios, frecventa sala de bodybuilding, știți, sălile acelea în care oamenii fac mușchi în afară, nu înăuntru. Și am zis, dragul meu, dar ce preocupare e asta? Să te duci să faci bodybuilding. Ce? Da, sunt tânăr și să arăt și eu așa, cum zic la tine, mens sana in corpore sana. Minte sănătoasă în corp sănătos. Zic, mă, dar mie îmi pare că ești destul de bine așa cum te-a lăsat Dumnezeu. Vezi, ai grijă. S-a dus și a făcut bodybuilding. Acum, la locul unde te duci, locul acela determină și anumite reacții. Azi așa, mâine așa la bodybuilding, că la bodybuilding doar nu îți vine la de la intrare cu o carte de cântări. Așa-i? Nu intri acolo cu cartea de cântări, mărețul, harma, mântuii, nu asta se cântă în bodybuilding. Și acolo când te duci, nu-i vorba că atunci când te uiți, vezi în privința aceasta chipul lui Hristos. No, deci chipul lui Hristos nu-l vezi, vezi probabil în privința aceasta băieți musculoși și fete care fac exerciții fizice. Și când te uiți așa la exercițiile fizice, sunt convins că primul gând care îți vine în minte este să te apuci de postită. Nu, dragii mei. Gândul care îți vine în minte este gândul că se aprind niște beculețe și se aprind niște patini. Că în privința aceasta, după cum se uită ochii și poftesc, așa și gândurile încep să devină noi și să pună stăpânire pe noi. Și am zis, ai grijă, că nu-mi place. Și te avertizez că ar fi bine în privința aceasta să o lași. Vrei să faci exerciții? Nu e nicio problemă. Uite, mai ia încă 4-5 frați din biserică și du-te dimineața și aleargă. Dacă chiar vrei să alergi, du-te și aleargă. Și o să fie mai bine. Ferește-te, că nu e un lucru bun. Ca să nu lungezi vorba. Vine într-o zi la mine, zice, am găsit o fată extraordinară. Ce o fată așa frumoasă. Uite, mi-a arătat poza. Eu nu mă prea pricep la lucrurile astea, vă spun sincer. Niciodată nu m-am priceput. Și am zis, măi, mie mi se pare, ce să zic, fată și ea acolo. Vai, e frumoasă, e nu știu cum. Și uite, i-am vorbit de Dumnezeu. Zic, cum i-ai vorbit de Dumnezeu? Când? Ce e acolo la sală? Zic, mă, mare har ai tu. Pentru că eu nu știu în ce măsură la sală sau la internet, cafe sau în alte lucruri, poți să vorbești despre Dumnezeu și să fii și crezut. Eu înțeleg să vorbești despre Dumnezeu într-un orfelinat, într-un spital, la o cantină, să vorbești acolo unde oamenii, văzându-te că faci lucrurile acelea ale milei și făcând lucrurile Dumnezeu, oamenii să creadă în ce spui tu, dar tu te duci la sală și vorbești despre Hristos. Nu știu în ce măsură. În fine, zice, a mers după aceea la vreo lună, două, s-au dus într-o tabără din asta care se organizează pentru tineri. Cred că la Peniel a fost. Nu zic despre Peniel, că în privința asta ar fi vinovați cei de la Peniel. Și el vine plin de bucurie, ce s-a pocăit. Cine? S-a pocăit ea. Zic, bun, dacă s-a pocăit, ce pot să zic? Și ce vreau să mă însor cu ea? Păi zic, n-au trecut decât două luni. Ce știi tu despre fata asta? S-a pocăit așa repede, cum? Și nu a trecut nici timpul. Hai să stăm de vorbă. A venit la mine, am stat de vorbă. Ce să vă mai spun, dragii mei? Și trecutul era un trecut care era ascuns. Domnul Dumnezeu în rugăciune ne-a descoperit anumite lucruri și le-am spus. Pentru că s-a pocăit, dar de mințit l-a mințit cu privire la trecut. Și am spus, dragul meu, uite, asta e descoperirea din partea Domnului. Am întrebat-o și așa a fost. E, a greșit și ea. Nu lungesc vorba prea mult, dar s-a căsătorit. Ea a venit, s-a botezat, s-a căsătorit, eu le-am spus, dragii mei, voi doi nu sunteți potriviți. Deci, dragul meu, te știu de o viață. Ai crescut în biserică. Te-a adus mama pe brațe la binecuvântare. Cânți în fanfara bisericii. Ai mers la evangelizare, te-ai rugat împreună cu mine, ți-am cunoscut focul din inimă. Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu cu toată inima, că nu-i bine. Ai strâns în inima ta ceva care nu mai e bun și nu văd de bine lucrarea aceasta. El a zis, nu, frate Florin, că s-a pocăit, că s-a botezat și eu iubesc și Domnul cu noi. Domnul a fost cu ei un an. După care a plecat în Italia, l-a lăsat și acum este un tânăr divorțat, confuz, derutat, care se întreabă, unde-i Dumnezeu? Dumnezeu este acolo, la acest cuvânt, ajutor potrivit cu ce să dești.
ajutor potrivit cu ce sădești. Sădești bodybuilding, intri în păcat. Sădești internet cafe, intri în păcat. Sădești o viață trăită la picioarele Domnului, primești un copil de Dumnezeu. Domnul, fie binecuvântat și El să ne ajute. Amin.